Medicul Mihail Pautov a oferit 5 sfaturi fundamentale pentru a ne proteja în zilele toride de vară. Ne aflăm în luna lui Cuptor, considerată ca fiind cea mai călduroasă din an. În această perioadă ne confruntăm cu temperaturi extrem de ridicate, care pot avea un impact semnificativ asupra sănătății noastre. Pentru a ne proteja de efectele negative ale caniculei, este esențial să luăm măsuri preventive. Medicul Mihail Pautov a oferit 5 sfaturi utile pentru a te proteja de zilele toride de vară. Măsurile de prevenție sunt cele mai importante. Cea mai importantă măsură este hidratarea. Oameni buni, când mergeți la mare, la plajă, luați-vă cu voi apă, nu bere sau suc. Aceste băuturi deshidratează, cresc inflamația în corp, vă obosesc corpul. În al doilea rând, folosiți protecție solară, cremă cu SPF 30+, cel puțin. Eu folosesc 50+, reaplicată la fiecare 2 ore. Pe lângă asta, purtați haine deschise la culoare, pălării și ochelari de soare cu protecție UV. În al treilea rând, evitați expunerea la soare la ore de vârf. Limitați timpul petrecut în aer liber între orele 10 și 16, când radiațiile UV sunt cele mai intense. Al patrulea rând, monitorizați semnele de supra-solicitare termică. Fiți atenți la semnele de epuizare și insolație. În al cincelea rând, adaptați activitățile pentru copii și seniori, a spus medicul Mihail Pautov în mediul online. În caz de insolație, medicul recomandă hidratantele orale și antipireticele. Pe lângă aceste tratamente, sunt eficiente și metode naturale, precum starea la umbră, purtarea hainelor deschise la culoare și aplicarea compreselor reși pe zonele supraîncălzite ale corpului. Medicamentele recomandate în cazul unei insolații sunt hidratante orale și antipiretice, cum este paracetamolul. Metodele naturale pe care poți să le folosești sunt să stai la umbră, să porți haine deschise la culoare și să aplici comprese reci. Relatează romania.tv.net.